Scena 1. Interior burghez englezesc cu fotoli englezești. Seară englezească. Domnul Smith, englez, în fotoliul lui englezesc, încălțat cu papuci englezești, fumează din pipa sa englezească și citește un ziar englezesc lângă un șemineu englezesc în care arde un foc englezesc. Poartă ochelari englezești, mustăcioară căruntă englezească. Alături de el, într-un alt fotoliu englezesc, doamna Smith, englezoaică, crăpește ciorapi englezești. Moment prelungit de tăcere englezească. Zece bătăi englezești de pendulă englezească. Doamna Smith, uite că s-a făcut ora 9. Am mâncat supă, pește, cartofi cu slănină, salată englezească. Copiii au băut apă englezească. În seara asta am mâncat bine. Și asta fiindcă locuim la marginea Londrei, iar numele nostru e Smith. Continuându-și lectura, domnul Smith plescăie. Cartofii sunt foarte buni cu slănină. Uleiul de salată nu era rânced. Uleiul de la băcanul din Conț e de calitate mult mai bună decât uleiul de la băcanul de vis-a-vis. Ba e mai bun chiar și decât uleiul de la băcanul din capul străzii. Dar nu vreau să spun că uleiul lor ar fi prost. Continuându-și lectura, domnul Smith plescăie. Și totuși, uleiul băcanului din colț rămâne cel mai bun. Continuându-și lectura, domnul Smith plescăie. De data asta, Mary a fiert bine cartofii. Ultima dată nu i-a fiert destul. Mie nu-mi plac decât bine fierți. Continuându-și lectura, domnul Smith plescăie. Peștele era proaspăt. M-am lins pe buze. Am luat de 2 ori. Ba nu, de 3 ori. De asta mă tot duc la closet. Și tu ai luat de 3 ori. A 3-a oară însă tu ai luat mai puțin decât primele 2 dăți, în timp ce eu am luat mult mai mult. În seara asta am mâncat mai mult decât tine. Cum îți explici de obicei? Tu ești cel care mănâncă mai mult. Nu pofta de mâncare îți lipsește ție. Continuându-și lectura, domnul Smith plescăie. Și totuși, supa era poate un pic presărată. Avea mai multă sare ca tine. Și în plus avea prea mult praz și prea puțină ceapă. Îmi pare rău că nu i-am sugerat lui Mary să pună și un pic de anason. Data viitoare știu ce am de făcut. Continuându-și lectura, domnul Smith plescăie. Băiețelul nostru ar fi vrut să bea bere. O să-i placă să tragă la măsea. Cu tine seamănă. L-ai văzut cum stătea cu ochii lipiți de sticlă? Dar eu i-am turnat în pahar apă din cană. Îi era sete și a băut. Helen seamănă cu mine. E bună gospodină, economă, cântă la pian. Nu cere niciodată bere englezească. E la fel ca fetița noastră cea mică. Ea bea numai lapte și nu mănâncă decât terci. Se vede că n-are decât 2 ani. O cheamă Peggy. Tarta cu cutui și masole a fost delicioasă. La desert ar fi mers poate un păhărel de vin de Burgoni australian, dar n-am pus vinul pe masă ca să nu dau copiilor un exemplu rău de lăcomie. Trebuie învățați să fie sobri și cumpătați în viață. Continuându-și lectura, domnul Smith plescăie. Mrs. Parker cunoaște un băcan bulgar. Îl cheamă Popoșev Rosenfeld și a sosit de curând de la Constantinopol. E mare specialist în iaurt. A absolvit școala de iaurgerie de la Adrianopol. Mâine mă duc să cumpăr de la el o strachină mare cu iaurt bulgăresc folcloric. Nu prea găsește aici la marginea Londrei lucruri dintre astea. Continuându-și lectura, domnul Smith plescăie. Iaurtul e ideal pentru stomac, rinichi, apendicită și apoteoză. Mi-a spus-o doctorul Mackenzie King, care îngrijește pe copiii vecinilor noștri, familia Jones. E un medic bun. Poți să ai încredere în el.
Nu recomandă decât medicamentele pe care le-a încercat pe pielea lui. Înainte să-l opereze pe Parker, s-a operat el însuși neficat. Cu toate că nu era deloc bolnav. Domnul Smith! Cum se face atunci când doctorul a scăpat și Parker a murit? Pentru că operația a reușit la doctor și n-a reușit la Parker. Atunci, Mackenzie, nu-i doctor bun. Operația ar fi trebuit să reușească la amândoi. Sau amândoi ar fi trebuit să se curețe. De ce? Un doctor conștiincios trebuie să moară odată cu bolnavul, dacă nu se pot vindeca împreună. Un comandant de navă piere odată cu vaporul înghițit de valuri. Nu-i supraviețuiește. Nu poți să compari un bolnav cu un vapor. De ce nu? Vaporul are și el bolile lui. Oricum, doctorul tău e sănătos ca un vapor. Un motiv în plus pentru care trebuia să piară în același timp cu bolnavul. La fel ca doctorul și vaporul lui. La asta nu m-am gândit, poate că ai dreptate. Și atunci, care e concluzia? Toți doctorii sunt niște șarlatani. Și bolnavii la fel, cu toții. În Anglia, numai Marina e cinstită. Dar nu și marinarii. Bineînțeles. Pauză. Domnul Smith, fără să se despartă de ziar. Nu pricep un lucru. De ce în ziar, la rubrica de stare civilă, se trece întotdeauna vârsta persoanelor decedate și niciodată vârsta nou-născuților? E absurd! Nu m-am întrebat niciodată. Alt moment de tăcere. Pendula bate de 7 ore. Tăcere. Pendula bate de 3 ore. Tăcere. Pendula nu mai bate deloc. Domnul Smith, cufundat mai departe în ziarul lui. Ia te uită, scrie că a murit Bobby Watson. Doamna Smith. Doamne săracu, când a murit? Ce te miri așa? Doar știai, a murit acum 2 ani. Am fost la mormântarea lui, acum 1 an și jumătate. Tu nu ți-aduci aminte? Sigur că mi-aduc aminte. Mi-am amintit imediat, dar nu înțeleg de ce ai fost tu așa de surprins că ai văzut asta în ziar. Nu scrie în ziar. Au trecut deja 3 ani de când am vorbit despre decesul lui. Mi-am amintit prin asociație de idei. Păcat! Era așa de bine conservat. Era cel mai frumos cadavru din Marea Britanie. Nu și-a arătat deloc vârsta. Săracul Bobby murise de 4 ani și tot mai era cald. Un adevărat cadavru viu. Și ce vesel era. Săraca Bobby. Vrei să zici săracul Bobby? Nu! Eu mă gândeam la soția lui. O chema Bobby, la fel ca pe el Bobby Watson. Fiindcă aveau același nume, nici nu-i puteai deosebi când îi vedeai împreună. Abia după moartea lui s-a putut afla cu adevărat care-i unul și care-i altul. Dar până și în ziua de azi, mai sunt unii care o confundă cu mortul și-i prezintă condoleanțe. Tu o cunoști? N-am văzut-o decât o singură dată, din întâmplare, la înmormântarea lui Bobby. Văzut-o niciodată, e frumoasă? Are trăsături regulate și totuși nu se poate spune că e frumoasă. E prea înaltă și prea voinică. Trăsăturile ei nu sunt regulate și totuși se poate spune că e foarte frumoasă. E cam pirpirie și cam slăbuță. E profesoară de canto. Pendula bate de 5 ori. Tăcere prelungită. Au ei de gând să se căsătorească? La primăvară, cel târziu. Ar trebui să mergem la cununia lor? Trebuie să le facem un cadou de nuntă. Mă întreb ce? Și dacă le-am dăruit una din cele 7 tăbi de argint pe care le-am primit cadou la nunta noastră și care nu ne-au folosit niciodată la nimic? Moment scurt de tăcere. Pendula bate de 2 ori. Doamna Smith? E trist pentru ea că a rămas văduvă așa de tânără. Smith. Noroc că n-au avut copii. Asta l-ar mai fi lipsit. Copii! Ce s-ar fi făcut cu ei, săraca femeie? E încă tânără. Se poate recăsători. Îi stă așa bine în doliu. Și de copii? Cine o să aibă grijă? Doar știi că au un băiat și o fată. Cum îi cheamă? Bobby și Bobby. La fel ca pe părinți. Unchiul lui Bobby Watson, bătrânul Bobby Watson, e bogat și îl iubește pe băiat. S-ar putea ocupa de educația lui Bobby. Așa ar fi normal. Iar mătușa lui Bobby Watson, bătrâna Bobby Watson, s-ar putea ocupa la rândul ei de educația lui Bobby Watson, fiica lui Bobby Watson. În felul ăsta, Bobby, mama lui Bobby Watson, s-ar putea recăsători. Are pe cineva în vedere? Da, pe un văr de-a lui Bobby Watson. Care? Bobby Watson? Tu
Despre care Bobby Watson vorbești? Bobby Watson! Fiul bătrânului Bobby Watson! Celălalt unghia lui Bobby Watson, mortul! Nu! Nu de el e vorba! De altul! De Bobby Watson, fiul bătrânei Bobby Watson, mătușa lui Bobby Watson, mortul! Vorbești cumva de Bobby Watson, comisvoiajorul? Toți Bobby Watson-i sunt comisvoiajori! Ce meserie grea! Și totuși ies bani frumoși de aici! Da, când nu e concurență! Și când nu-i concurență? Marțea, joia și marțea! Oho! Trei zile pe săptămână? Și ce face Bobby Watson atunci? Se odihnește, doarme. Păi de ce nu lucrează în aste trei zile dacă tot nu-i concurență? De unde vrei să le știu eu pe toate? Nu pot să răspund la toate întrebările tale idiote. Spui asta ca să mă jignești? Știi bine că nu. Toți bărbații sunt la fel. Stați toată ziua cu țigara în gură sau vă dați cu pudră și cu ruj pe buze de 50 de ori pe zi. Asta dacă nu beți în neștire. Dar ce zici tu dacă îi vedea pe bărbați făcând la fel ca femeile? Fumând toată ziua, dându-se cu pudră și cu ruj pe buze și bând whisky. Pe mine asta mă lasă rece. Dar dacă o spui ca să mă scoți din sărite, să știi că nu îmi plac deloc glumele astea. Știi foarte bine. Doamna Smith aruncă ciora pe cât colo și-și arată dinții. Se ridică. Domnul Smith se ridică la rândul său. Se îndreaptă spre soția lui. Cu tandrețe. A, puișorul meu Fripp, de ce scoți tu flăcări pe nări? Știi bine că o spun în glumă. O cuprinde de talie și o îmbrățișează. Ce pereche ridicolă de bătrâni îndrăgostiți suntem și noi. Hai să stingem lumina și să facem nani. Scena 2. Aceeași și Mary. Mary intrând. Eu sunt menajera. Am petrecut o după amiază foarte plăcută. Am fost la cinema cu un bărbat și am văzut un film cu femei. De la cinema ne-am dus să bem rachiu și lapte. Pe urmă am citit ziarul. Sper că ai petrecut-o după amiază foarte plăcută. Te-ai dus la cinema cu un bărbat și ai băut rachiu și lapte. Și ziarul? Doamna și domnul Martin, invitații dumneavoastră sunt la ușă. Mă așteptau. N-au îndrăznit să intre singuri. Astă seară trebuiau să cineze cu dumneavoastră. Da, îi așteptam. Ne era foame. Când am văzut că nu mai vine, era cât pe ce să mâncăm fără ei. N-am pus nimic în gură toată ziua. N-ar fi trebuit să pleci. Dumneavoastră mi-ați dat voie. N-am făcut-o din avins. Mary izbucnește în râs. Apoi plânge. Acum zâmbește. Mi-am cumpărat o oală de noapte. Dragă Mary, deschide ușa. Te rog. Și poftește pe domnul și doamna Martin. Noi ne îmbrăcăm imediat. Doamna și domnul Smith ies prin dreapta. Mary deschide ușa din stânga, prin care intră domnul și doamna Martin. Scena 3. Mary, soții Martin. La ora asta de vine nu-i politicos întârzi. Trebuie să vii la timp. Ați priceput? Acum că tot ați venit, luați loc și așteptați. Mary iese. Scena 4. Aceeași, cu excepția lui Mary. Doamna și domnul Martin se așează unul în fața celuilalt, fără să-și vorbească. Își zâmbesc timid. Domnul Martin? Scuzați, doamnă, dar am impresia... Dacă nu mă înșel, că v-am mai întâlnit undeva. Doamna Martin. Și mie, domnule, mi se pare că v-am mai întâlnit undeva. Nu v-am zărit cumva din întâmplare, doamne, la Manchester. Tot ce se poate. Eu sunt din Manchester. Dar nu mi-aduc prea bine aminte, domnule. N-aș putea spune dacă v-am zărit sau nu. Dumnezeule, ce ciudat. Și eu sunt tot din Manchester, doamnă.
Ce ciudat! Ce ciudat! Numai că eu, doamnă, am plecat din Manchester acum vreo 5 săptămâni în balon. Ce ciudat! Ce coincidență bizară! Și eu, domnule, am plecat din Manchester tot acum vreo 5 săptămâni. Am luat trenul de la jumătate după 8 dimineața, care ajunge la Londra la un sfert înainte de 5, doamnă. Ce ciudat, ce bizar și ce coincidență. Și eu, domnule, am luat același tren. Dumnezeule, ce ciudat. Atunci poate v-am văzut în tren, doamnă? Tot ce se poate. Nu e exclus, e plauzibil. Și la urma urmei, de ce nu? Dar nu mi-aduc deloc aminte, domnule. Am călătorit cu clasa a doua, doamnă. În Anglia nu există clasa a doua, dar eu călătoresc totuși cu clasa a doua. Ce bizar, ce ciudat și ce coincidență. Și eu, domnule, am călătorit tot cu clasa a doua. Ce ciudat, poate totuși ne-am întâlnit la clasa a doua, stimată doamnă. Tot ce se poate, nu-i deloc exclus, dar nu mi-amintesc prea bine, stimate domn. Locul meu era în vagonul 8, compartimentul 6, doamnă. Ce ciudat. Și locul meu era tot în vagonul 8, compartimentul 6, stimate domn. Ce ciudat și ce coincidență bizară. Poate că ne-am întâlnit în compartimentul 6, stimate doamnă. Tot ce se poate, la urma urmei, dar nu mi-aduc aminte, stimate domn. La drept vorbind, stimate doamnă, nici eu nu mi-aduc aminte, dar e posibil să ne fi văzut acolo. Și dacă mă gândesc bine, mi se pare chiar foarte posibil. Oh, într-adevăr, desigur, într-adevăr, domnule. Ce ciudat, am avut locul 3 lângă fereastră, stimată doamnă. O, Dumnezeule, ce ciudat și ce bizar. Eu am avut locul 6 lângă fereastră, în fața dumneavoastră, stimate domn. O, Dumnezeule, ce ciudat, ce coincidență. Prin urmare, am stat vis-a-vis, stimată doamnă. Acolo trebuie să ne fi văzut. Ce ciudat, e posibil, dar nu mi-aduc aminte, domnule. La drept vorbind, stimată doamnă, nici eu nu mi-aduc aminte. Și totuși, e foarte posibil să ne fi văzut cu ocazia asta. E adevărat, dar nu sunt deloc sigură, domnule. Stimată doamnă, nu cumva dumneavoastră erați doamna care m-a rugat să-i pun valiza în plasa de bagaje, mi-a mulțumit apoi și mi-a dat voie să-mi aprind o țigară? Ba da, eu trebuie să fi fost, domnule. Ce ciudat, ce ciudat și ce coincidență. Ce ciudat, ce bizar. Ce coincidență. Atunci poate că ne-am cunoscut în acel moment, doamnă. Ce ciudat și ce coincidență. Tot ce se poate, stimată domn. Și totuși nu cred că mi-amintesc. Nici eu, doamnă. Moment de tăcere. Domnul Martin? De când am sosit la Londra? Locuiesc pe strada Brownfield, stimată doamnă. Doamna Martin! Ce ciudat, ce bizar! Și eu, de când am sosit la Londra, tot pe strada Brownfield locuiesc, stimate domn. Ce ciudat! Dar atunci ne-am întâlnit pe strada Brownfield, stimată doamnă. Ce ciudat, ce bizar! Tot ce se poate, la urma urmei, dar nu mi-aduc aminte, stimate domn. Eu locuiesc la numărul 19, stimată doamnă. Ce ciudat! Și eu tot la numărul 19 locuiesc, stimate domn. Dar atunci poate ne-am văzut în casa asta, stimată doamnă. Tot ce se poate, dar nu mi-aduc aminte, stimate domn. Apartamentul meu se află la etajul 5. E numărul 8, stimată doamnă. Ce ciudat, Dumnezeule, ce bizar și ce coincidență. Și eu locuiesc tot la etajul 5, apartamentul 8, stimate domn. Ce ciudat. Ce coincidență. Știți, în dormitor
Am un pat. Patul e acoperit cu o plapumă verde. Camera asta cu patul și plapuma verde se află la capătul coridorului, între closet și bibliotecă, stimată doamnă. Ce coincidență! Ah, Dumnezeule, ce coincidență! Și dormitorul meu are tot un pat cu plapumă verde și se află la capătul coridorului, între closet, stimate domn, și bibliotecă. Ce ciudat, bizar, straniu. Atunci, doamnă, locuim în aceeași cameră și dormim în același pat, stimată doamnă. Poate că acolo ne-am întâlnit. Ce ciudat și ce coincidență, tot ce se poate acolo ne-am fi întâlnit. Și poate chiar noaptea trecută. Doar nu mi-aduc aminte, stimate domn. Eu am o fetiță. Fetița mea locuiește cu mine, stimată doamnă. Are 2 ani, e blondă, are un ochi alb și un ochi roșu, e tare frumușică. Și o cheamă Alice, stimată doamnă. Ce coincidență bizară. Și eu am o fetiță, are 2 ani, un ochi alb și un ochi roșu, e tare frumușică și o cheamă tot Alice, stimate domn. Ce ciudat și ce coincidență și ce bizar. Poate că-i aceeași, stimată doamnă. Ce ciudat, tot ce se poate, stimate domn. Moment prelungit de tăcere. Pendula bate de 29 de ori. Domnul Martin, după ce a cugetat îndelung, se ridică încet și fără să se grăbească, se îndreaptă spre doamna Martin, care, surprinsă de aerul solemn al domnului Martin, se ridică la rândul ei foarte încet. Atunci, stimată doamnă, cred că nu mai încape nicio îndoială. Ne-am mai văzut. Iar dumneavoastră sunteți chiar soția mea. Elizabeth, te-am regăsit. Doamna Martin se apropie de domnul Martin fără să se grăbească. Se îmbrățișează fără vreo expresie. Pendula bate odată foarte tare. Bătaia pendulei trebuie să fie atât de puternică încât să facă publicul să tresară. Soții Martin nu aud. Doamna Martin. Donald, tu ești darling? Se așează în același fotoliu, îmbrățișați, și adorm. Pendula mai bate de câteva ori. Mary intră în scenă, încet, pe vârfuri. Scena 5, aceeași, și Mary. Mary. Acum Elizabeth și Donald sunt prea fericiți ca să mă pot auzi. Pot deci să vă dezvălui un secret. Elizabeth! Nu-i Elizabeth! Donald! Nu-i Donald! Iată dovada! Copilul despre care vorbește Donald nu este fica Elizabethei, nu-i aceeași persoană. Fetița lui Donald are un ochi alb și unul roșu, la fel ca fetița Elizabethei, numai că în timp ce copilul lui Donald are ochiul alb în dreapta și ochiul roșu în stânga, copilul Elizabethei are ochiul roșu în dreapta și ochiul alb în stânga. Deci, tot
tot eșafodajul de argumente a lui Donald se prăbușește ciocnindu-se de acest ultim obstacol care spulbere întreaga teorie, în ciuda coincidențelor extraordinare ce par probe irefutabile. Donald și Elizabeth, nefiind părinții aceluiași copil, nu sunt Donald și Elizabeth. Degeaba crede el că e Donald, degeaba se crede ea Elizabeth, degeaba crede el că ea e Elizabeth, degeaba crede ea că el e Donald, se înșală amarnic. Dar cine e adevăratul Donald? Cine-i adevărata Elizabeth? Și cine are interesul să perpetueze această confuzie? Habar n-am. Mai bine nu încercăm să aflăm, să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Mary face câțiva pași spre ușă, apoi revine și se adresează publicului. Numele meu adevărat este Sherlock Holmes. Iese! Scena 6. Mary iese. Iese! Aceeași. Fără Mary. Pendula bate cât vrea ea. După multă vreme, doamna și domnul Martin se desprind din îmbrățișare și își reiau locurile de la început. Domnul Martin. Hai. Să uităm, darling, tot ce nu s-a întâmplat între noi și acum că ne-am regăsit, să încercăm să nu ne mai pierdem și să trăim ca până acum. Yes, darling. Scena 7. Aceeași. Și soții Smith. Doamna și domnul Smith intră prin dreapta. Nici o schimbare în îmbrăcăminte. Doamna Smith. Bună seara, dragi prieteni! Iertați-ne că v-am făcut să așteptați atâta. Ne-am gândit că trebuie să vă acordăm onorurile la care aveți tot dreptul și imediat ce am aflat că bine, băi, să ne faceți plăcerea de a veni neanunțați. Ne-am grăbit să ne îmbrăcăm în hainele de gală. Domnul Smith, furios. N-am pus nimic în gură toată ziua. De 4 ore vă așteptăm. De ce ați întârziat? Doamna și domnul Smith se așează în fața oaspeților. Soții Martin, mai ales ea, au un aer stânjenit și timid. De aceea conversația se înfiripă cu dificultate, iar cuvintele vin cu greu. O tăcere jenată la început, apoi alte tăceri și ezitări. Domnul Smith. Tăcere. Doamna Smith. Tăcere. Doamna Martin. Tăcere. Domnul Martin. Tăcere. Doamna Martin. Ce chestie? Tăcere. Domnul Martin. Suntem cu toții răciți. Tăcere. Domnul Smith. Totuși nu-i frig. Tăcere. Doamna Smith. Nu trage deloc. Tăcere. Domnul Martin. Oh, nu, slavă Domnului. Tăcere. Domnul Smith. Of. Domnul Martin. Sunteți trist, domnule Smith? Nu, se plictisește. Vai, domnule, la vârsta dumneavoastră n-ar fi cazul. Inima nu cunoaște vârstă. E adevărat. Așa se spune. Se spune și pe dos. Tăcere, domnul Smith. Adevărul e undeva la mijloc. Tăcere, domnul Martin. Corect. Tăcere. Doamna Smith, soților Martin. Dumneavoastră care călătoriți atât de mult, aveți fără îndoială lucruri interesante de povestit. Domnul Martin, soției lui. Spune, draga mea, Elizabeth, ce-ai văzut tu azi? N-are rost, n-or să mă creadă. Acum n-o să punem la îndoială buna dumneavoastră credință. Ne jigniți dacă vă închipuiți una ca asta. Ei jignit, draga mea, dacă ți-ai închipui. Ei bine, azi mi-a fost dat să văd un lucru extraordinar, ceva incredibil. Hai, spune, draga mea. Vai, ce o să ne mai distrăm? Mă rog. Ei bine, azi când m-am dus la piață să cumpăr zarzavat,
care pe zi ce trece e tot mai scump? Unde o să ajungem? Nu întrerupe scârba mea, dragă! Am văzut pe stradă, lângă o cafenea, un domn bine îmbrăcat, la vreo 50 de ani, poate nici atât, care... Care ce? Care ce? Nu întrerupe, draga mea! Ești infectă! Dragul meu! Tu ai întrerupt-o primul, mitocanule! Ce făcea domnul? Ei bine, o să ziceți că fabulez! Pusese un genunchi jos și stătea, a plecat! Oh! Da, a plecat! Nu se poate! Ba da, a plecat! M-am apropiat de el să văd ce face... Și? Își lega șiretul la pantof. Fantastic! Dacă nu-mi spuneați dumneavoastră, n-aș fi crezut. De ce nu vezi altele și mai și când umbli prin oraș? De pildă, azi chiar eu am văzut în metrou, pe o banchetă, un domn care citea liniștit ziarul. Ce tip original! Poate că era același. Bing bang! Se aude soneria de la intrare. Ia te uite, sună! Trebuie să fie cineva. Mă duc să văd. Doamna Smith se duce să vadă. Toc, 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 toc. Deschide ușa. Nimeni. Și revine. Toc, 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 toc. Se așează la loc. Vă mai dau un exemplu. Bing bang. Soneria. Ia te uite, sună. Trebuie să fie cineva. Mă duc să văd. Doamna Smith se duce să vadă. Toc, 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 toc. Deschide ușa. Nimeni. Și revine. Toc, 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 toc. Domnul Martin, care a uitat unde rămăsese, Ziceai că ne mai dai un exemplu. Da. Bing bang, soneria. Ia te uită, sună. Eu nu mai deschid. Dar trebuie să fie cineva. Prima oară n-a fost nimeni, nici a doua oară. De ce crezi că acum e cineva? Fiindcă a sunat. Nu-i un motiv. Cum adică? Dacă se aude soneria la ușă, înseamnă că e cineva la ușă, care sună ca să îi se deschidă ușa. Nu întotdeauna, ați văzut adineori. De cele mai multe ori e. Eu când mă duc la cineva, sun ca să intru. Cred că toată lumea face la fel și de fiecare dată când se aude soneria, înseamnă că e cineva. E adevărat în teorie. În realitate lucrurile stau altfel. Doar ai văzut adineori. Soția dumneavoastră are dreptate. Voi femeile săriți mereu una în apărarea alteia. Bine, mă duc să văd. Ca să nu zici că sunt încăpățânată. Dar ai să vezi că nu-i nimeni. Doamna Smith se duce să vadă. Toc, 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 toc. Deschide ușa. Poftim! Nu-i nimeni. Și o închide la loc. Revine la locul ei. Toc, 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 toc. Doamna Smith. Ah, bărbații ăștia vor mereu să aibă dreptate și mereu o dau în bară. Bing bang! Domnul Smith. Ia te uită, sună. Trebuie să fie cineva. Doamna Smith, care face o criză de furie. Nu mă mai trimite să deschid. Ai văzut că m-am dus degeaba. Experiența ne demonstrează că atunci când se aude soneria, nu-i nimeni. Doamna Martin. Nimeni niciodată. Domnul Martin. Nu-i sigur. Domnul Smith. Ba chiar e fals. De cele mai multe ori, când se aude soneria la ușă, înseamnă că e cineva. A, ține tot pe-a lui. Și al meu e tare încăpățânat. Ba e cineva. Nu exclus? Ba nu. Ba da. Îți spun eu că nu. În orice caz n-ai să mă mai deranjezi. Aiurea, dacă vrei să vezi, du-te tu. Mă duc. Doamna Smith ridică din umeri. Doamna Martin dă din cap. Domnul Smith deschide. How do you do? E capitanul de pompieri. Scena 8. Aceeași și capitanul de pompieri. Pompierul are, bineînțeles, o cască enormă care strălucește și poartă uniformă. Bună ziua, domnilor și domnilor. Bună ziua, doamnă Smith. Mi se pare mie sau sunteți supărată?
Soția mea, vedeți dumneavoastră, se simte ușor jignită, fiindcă n-a avut dreptate. Domnule capitan de pompieri, aici a avut loc o dispută între doamna și domnul Smith. Domnule Martin, ce vă băgați? Iar tu? Nu-i amestecat, te rog, pe străini în certurile noastre de familie. O, scumpa mea, nu face din țânțar armăsar. Capitanul e un vechi prieten de familie. Maică s-a făcea curte. Pe taicăsul l-am cunoscut. M-a rugat să-i o dau de nevastă pe fica mea atunci când o să am una. A murit așteptând. Nu e nici vina dumnealui și nici vina dumneavoastră. În fine, despre ce este vorba? Doamna Smith? Soțul meu pretindea. Domnul Smith? Ba tu pretindeai. Domnul Martin? Da, ea. Doamna Martin? Ba el. Pompierul? Nu vă enervați. Spuneți-mi dumneavoastră, doamna Smith. Ei bine, uitați despre ce este vorba. Mă cam jenez să-mi deschid sufletul, dar la urma urmei, un adevărat pompier e și un duhovnic. Vă ascult. Ne certam, fiindcă soțul meu spunea că atunci când se aude soneria la ușă, întotdeauna e cineva. E plauzibil. Iar eu spuneam că de fiecare dată când sună, nu e nimeni. Poate să pară straniu. Totuși e un lucru dovedit și nu prin demonstrații teoretice, ci prin fapte. Ba e fals. Din moment ce pompierul se află aici, a sunat, i-am deschis, era acolo. Când? Chiar atunci. Da! Numai că abia după ce s-a auzit soneria a patra oară am găsit pe cineva. Era a patra oară, nu se pune la socoteală. Niciodată! Numai primele trei intră la socoteală. Domnule capitan, permiteți-mi și mie să vă pun câteva întrebări. Vă rog! Atunci când v-am deschis și v-am văzut, chiar dumneavoastră ați sunat? Da, eu! Erați la ușă? Ați sunat ca să intrați? Nu neg. Domnul Smith, soției lui, victorios. Vezi, am avut dreptate. Când se aude soneria, înseamnă că sună cineva. Nu pot spune că domnul capitan nu-i cineva. Asta în niciun caz. Îți repet însă că eu vorbeam doar despre primele trei dăți, fiindcă a patra nu se pune la socoteală. Dar când a sunat prima oară, dumneavoastră erați? Nu, nu eram eu. Păi vedeți, suna și nu era nimeni. Poate era altcineva. Stăteați de mult la ușă? De trei sferturi de oră. Și n-ați văzut pe nimeni? Pe nimeni, sunt sigur. Ați auzit soneria a doua oară? Da, și nici atunci n-am fost eu. Și tot nu era nimeni. Ura! Am avut dreptate. Domnul Smith, soției lui. Nu te grăbi. Pompierului. Și ce făceați la ușă? Nimic. Stăteam, mă gândeam la o groază de lucruri. Domnul Martin, pompierului. Dar a treia oară nu dumneavoastră ați sunat? Ba da, eu. Totuși, când am deschis ușa, nu v-am văzut. Fiindcă m-am ascuns. Așa, ca să fac și eu o glumă. Nu glumiți, domnule capitan. Situația este prea gravă. Până la urmă, tot nu știm dacă atunci când sună la ușă e sau nu e cineva. Nu-i nimeni niciodată. E întotdeauna cineva. Lăsați că vă împac eu. Amândoi aveți oarecum dreptate. Atunci când sună la ușă, uneori e cineva. Alteori nu-i nimeni. Mi se pare logic. Și mie. De fapt, lucrurile sunt simple. Soților Smith, hai, îmbrățișați-vă. Adineori ne-am îmbrățișat. Se îmbrățișează mâine. Au timbretet. Domnule capitan, acum că ne-ați ajutat să lămurim totul, faceți-vă comod, scoteți-vă casca și așezați-vă o clipă. Îmi cer scuze, dar nu pot să stau prea mult. Casca mi-o scot cu dragă inimă, dar de așezat n-am timp să mă așez. Se așează, fără să-și scoată casca. Trebuie să vă mărturisesc că am venit la dumneavoastră pentru cu totul altceva. Sunt în misiune, am o sarcină de serviciu. Și cu ce vă putem servi, domnule capitan? Iertați-mă, vă rog, pentru indiscreție. Foarte stânjenit. Arată spre soții Martin. Credeți că pot de față cu dumnealor? Doamna Martin? Nu vă jenați. Domnul Martin. Ne cunoaștem de când lumea nu au secret de față de noi. Hai, spuneți! Atunci uitați despre ce este vorba. Arde ceva pe aici? Dar de ce întrebați? Fiindcă, cer scuze, dar am primit ordin să sting toate incendiile din oraș. Toate? Da, toate! Domnul
doamna Smith? Încurcată? Nu știu, nu cred. Vreți să mă duc să văd? Domnul Smith, adulmecând. Nu pare să fie nimic. Nu miroase ars. Pompierul? Dezolat. Nimic? Chiar nimic? N-aveți și dumneavoastră acolo un foc mic prin șemineu? Ceva care să ardă prin pod sau prin pivniță? Un cât de vag început de incendiu? Nu vreau să vă fac sânge rău, dar mi-e teamă că deocamdată n-avem nimic. Promit să vă dau de știre cum apare ceva. Nu uitați, mi-ați face un mare serviciu. V-am promis. Pompierul soților Martin. Nici la dumneavoastră nu arde? Din păcate, nu. Domnul Martin, pompierului. Afacerile merg cam rău în ultima vreme. Foarte rău, slabă mișcare. Câteva mărunțișuri, ba un coș de sobă, ba un hambar, fleacuri. Nu iese nimic de aici și fără randament prima de producție e anemică. Nimic nu merge, peste tot același lucru. Anul ăsta comerțul, agricultura merg la fel de rău ca focul. Nu-i greu, nu-i foc. Și nici inundații nu-s. În schimb, e zahăr. Fiindcă l-aduc din străinătate. Cu incendiile e ceva mai complicat. Prea mari taxele la import. Mai pică totuși câte o asfixiere cu gaz, dar destul de rar. De pildă, săptămâna trecută s-a asfixiat o tânără. Lăsase gazul deschis. L-a uitat? Nu, dar a crezut că era pieptenul ei. Confuziile astea sunt foarte periculoase. Dar pe la vânzătorul de chibrituri a trecut? Nici o șansă, i-a asigurat contra incendiilor. Duceți-vă la vicarul din Wakefield și spuneți-i că veniți din partea mea. N-am dreptul să sting focul la preoți. Episcopul s-ar supăra foc pe mine. Ei își sting singur focul sau le cheamă pe vestale să-l stingă. Încercați la Durand? Nu, nici asta nu pot. Nu-i englez, nu-i decât naturalizat. Naturalizații au dreptul să aibă case, dar n-au dreptul să le stingă dacă iau foc. Dar anul trecut, când i s-a dat foc la casă, incendiul a fost totuși stins. L-a stins singur, clandestin. Nu era să-l denunț eu. Nici eu. Dacă tot nu sunteți așa grăbit, domnule capitan, mai stați o clipă, ne-ar face mare plăcere. Nu vreți să vă spun niște povești? Vai, cum să nu? Sunteți o comoară. Îl îmbrățișează. Povești, bravo. Bravo. Interesant e că poveștile pompierilor sunt toate adevărate și trăite. Vorbesc despre lucruri pe care le-am trăit pe pielea mea. Realitatea și numai realitatea. Nimic din cărți. Așa e, nu în cărți găsești adevărul, ci în viață. Dați-i drumul. Liniște, începe. Mă iertați-mă, dar nu vă mai uitați așa la mine. Mă jenez. Știți că sunt timid. Ce comoară de om. Îl îmbrățișează. Încerc totuși să încep. Promiteți-mi că nu ascultați. Păi dacă nu ascultăm, n-auzim nimic. La asta nu m-am gândit. V-am zis eu, are suflet de copil. Vai, ce copil mic și scump. Îl îmbrățișează. Curaj. Bine, câinele și boul. Fabulă experimentală. Într-o bună zi, alt bou l-a întrebat pe alt câine: tu de ce nu ți-ai înghițit trompa? Pardon, i-a răspuns câinele, am crezut că se le fac. Și care-i morala? Ei, voi trebuie să o găsiți. Are dreptate. Alta. Conșule vițel, a mâncat prea multe sticle pisate. În consecință a fost silit să nască. A adus pe lume o vacă, dar cum vițelul era băiat, vaca nu putea să-i zică mamă. Nu putea să-i zică nici tată, fiindcă vițelul era prea mic. Așa că vițelul a fost obligat să se însoare cu o persoană, iar primăria a luat toate măsurile dictate de circumstanțele la modă. După moda lui Chateaubriand. Ca friptură. O știați care va să zică? Au vuit gazetele. S-a întâmplat pe undeva pe lângă noi. Hai să vă zic alta. Cocoșul. Între bună zi, un cocoș a vrut să facă pe câinele. Numai că n-a avut noroc, a fost imediat recunoscut. Da, dar câinele care a vrut să facă pe cocoșul n-a fost recunoscut niciodată. Va să vă zic și eu una. Șarpele și vulpea. Într-o bună zi, un șarpe s-a apropiat de o vulpe și i-a zis: mi se pare că te cunosc de undeva. La care vulpea a răspuns: și mie. Atunci a zis șarpele: dă-mi niște bani. O
vulpe nu dă niciodată bani. I-a răspuns vicleanul animal care, ca să-și scape pielea, s-a aruncat într-o vale adâncă, plină cu fragi și miere de găină. Dar șarpele o aștepta acolo râzând mefistofelic. Atunci vulpea a scos cuțitul și a strigat: las că te învăț eu ce-i viața! Și a luat-o la sănătoasa întorcând spatele, ghinionul ei. Șarpele a fost mai iute de picior, i-a ars una drept în frunte și vulpea s-a făcut țăndări, urlând: nu, nu, de 4 ori nu, eu nu sunt fiica ta. Doamna Martin! Interesant! Doamna Smith! Nu-i rău! Domnul Martin, strânge mâna domnului Smith! Ce închidările mele! Pompierul invidios! N-ai cine știe ce! Și-o mai și știam! Ba, e sfâșietoare! Dar nu-i adevărat! Ba, da! Din păcate! Domnul Martin, doamnei Smith! E rândul dumneavoastră, doamnă? Eu știu una singură! Am să vă spun! Se numește... buchetul. Soția mea a fost întotdeauna romantică. Englezoică adevărată. Ascultați! Într-o bună zi, un logotnic i-a adus un buchet de flori logotnicei sale, care i-a mulțumit. Dar înainte ca ea să fie apucat să-i zică mersi, fără o vorbă, el i-a luat florile aduse în dar ca să-i dea o lecție, zicându-i: le iau înapoi. I-a spus la revedere, luând florile, și s-a îndepărtat pe aici, pe acolo. Domnul Martin? Minunat! O îmbrățișează sau nu pe doamna Martin? Domnule Smith, aveți o soție de invidiat. Așa e. Soția mea este inteligența în persoană. E mai inteligentă chiar și decât mine. În orice caz, e mult mai feminină. Așa zice lumea. Încă una, capitane. No, nu, e prea târziu. Spuneți totuși. Sunt prea obosit. Haideți, de dragul nostru. Vă rog. Nu. Aveți o inimă de gheață. Ne-ați pus pe jar. Doamna Smith cade la picioarele lui, plângând. Sau nu? Vă implor. Fie. Domnul Smith, la urechea domnului Martin. A acceptat. Iar o să ne plictisim. Firar să fie. Chinion, am exagerat cu politețea. Guturaiul! Cumnatul meu avea un văr primar din partea tatălui, al cărui unchi din partea mamei avea un cumnat, al cărui bunic din partea tatălui se recăsătorise cu o tânără din partea locului, al cărui frate întâlnise într-una din călătoriile lui o fată de care se îndrăgostise până peste urechi și cu care a avut un fiu, care s-a însurat cu o farmacistă curajoasă, nimeni alta decât nepoata unui șef de cart anonim din Marina Britanică, al cărui tată adoptiv avea o mătușă care vorbea spaniola la perfect și era, poate, una dintre nepoatele unui inginer mort în tinerețe, la rândul lui nepotul unui podgorean ale cărui vii dădea un vin mediocru. Dar care avea un verișor om la casa lui, plutonier, al cărui fiu luase de nevastă pe o tânără tare drăguță, divorțată, al cărui prim soț era fiul unui sincer patriot, care a știut să-i bage în cap uneia dintre fiicele lui pofta de căpătuială. Iar ea a luat de bărbat un vânător care îl cunoscuse pe Rothschild și al cărui frate, după ce a schimbat mai multe meserii, s-a însurat. Și a avut o fată al cărei străbunic era sfrijit și purta niște ochelari primiți de la un văr de-al lui. Cumnatul unui portughez, fiul natural al unui morar, nu prea sărac, al cărui frate de lapte, luată de nevastă pe fiica unui fost medic de țară la rândul lui frate de lapte, cu fiul unui lăptar. El însuși fiul natural al unui alt medic de țară, însurat de 3 ori la rând, a cărui a treia soție... Domnul Martin! Am cunoscut-o pe a treia lui soție, dacă nu mă înșel, mânca pui într-un viespar. Nu-i aceeași! Cum spuneam, deci? Pe care la treia
soție era fiica celei mai bune moașe de prin partea locului și care, rămasă văduvă în tinerețe... Cazul soției mele? S-a recăsătorit cu un geamgiu tare vesel din fire, care-i făcuse fetei șefului de gară un copil, care-și croise un drum în viață... Drum de fier! Ba, drum de fiere! Și luase de nevastă o zarzavagioaică de brânzeturi, al cărui tată avea un frate, primar, într-un orășel, care luase de nevastă o învățătoare blondă, al cărei frate pescar de coastă, coasta lui Adam, luase de nevastă pe o altă învățătoare blondă care se chema tot Marie, al cărei frate se însurase cu o altă Marie, tot o învățătoare blondă. Dacă e blondă, nu poate fi decât Marie. Și al cărei tată fusese crescut în Canada de o bătrână, nepoata unui popă, a cărei bunică făcea uneori iarna. La fel ca toată lumea, gutunar. Doamna Smith, ciudată poveste, aproape de necrezut. Când facem guturai, trebuie să luăm gutui. Precauție inutilă, dar absolut necesară. Îmi cer scuze, domnule capitan. N-am înțeles prea bine povestea dumneavoastră la urmă, când ajungem la bunica Popi. Ne poticnim. Ne poticnim de fiecare dată în poala Popi. Da, da, capitane, luați-o de la capăt, vă rugăm. Nu știu dacă mai sunt în stare. Sunt în misiune. Depinde câte ora. N-avem ora la noi. Și Bendula merge aiurea. Are spirit de contradicție. Arată mereu ora pe dos. Scena nouă. Aceeași. Și Mary. Mary. Doamne? Doamne? Doamna Smith? Ce vrei? Domnul Smith? Ce cauți aici? Să mă ierte doamna și domnul. Să mă ierte doamne și domnii aici de față. Aș vrea să vă spun și un banc. Doamna Martin. Ce zice? Domnul Martin? Cred că menajera prietenilor noștri a nebunit. Vrea să spună și ea un banc. Pompierul. Dar cine se crede? O privește. Dumneata, ce te bagi? Ai cam sărit peste cal, Mary. Vai, chiar ea e... Nu se poate! Te-ai apucat și pe dumneata? Nu se poate! Tu aici? Ce înseamnă toate astea? Vă cunoașteți? Pompierul! Și încă cum? Mary se aruncă de gâtul pompierului! Mary! Ce fericită sunt că te revăd! Sfârșit! E prea de tot, chiar aici, la noi, la marginea Londrei! Nu se face! Ea mi-a stins primele focuri. Eu sunt micuțul lui jet de apă. Dacă așa stau lucrurile, dragi prieteni, sentimentele astea sunt perfect explicabile, omenești! Onorabile! Tot ce-i omenesc e onorabil. Nu-mi place totul să o văd aici, printre noi. E cam necioplită. Aveți prea multe prejudecăți. Eu cred că o menajeră, și o zic fără menajante, nu e la urmă urmei decât o menajeră. Chiar dacă uneori poate fi un detectiv remarcabil. Dă-mi drumul. Nu te uita în gura lor, nu ții chiar așa de răi. Când vă văd pe amândoi așa, mi se înmoaie inima. Dar parcă totuși prea... Da, ăsta-i cuvântul. Prea bate la ochi. Există o anume pudoare britanică. Scuzați-mă încă o dată că dau glas gândurilor mele. O pudoare de neînțeles pentru străini, chiar și pentru specialiști. Grație căreia, ca să mă exprim așa, în fine, nu spun ca să... Vroiam să vă povestesc. N-ai ce povesti! Ba da! Hai, Mary, dragă, fii așa bună și du-te la bucătărie să citești poeziile la oglindă. Ca să vezi! Și eu citesc poezii în fața oglinzii și nu sunt menageră. Azi dimineață când te-ai privit în oglindă, nici nu te-ai văzut. Fiindcă n-ajunsesem încă în fața ei. Hai să vă recit totuși o poezioară. Mary, dragă, ești îngrozitor de încăpățânată. Vă recit atunci o poezie. De acord? E o poezie care se intitulează... Focul. Și am dedicat-o capitanului. Focul. Candelabrele strălucesc în pădure,
O piatră ia foc, castelul ia foc, pădurea ia foc, bărbații iau foc, femeile iau foc, păsările iau foc, peștii iau foc, apa ia foc, cerul ia foc, cenușa ia foc, fumul ia foc, focul ia foc, totul ia foc, ia foc, ia foc! Mary spune poezia în timp ce e împinsă afară de soții Smith. Scena 10. Aceeași. Fără Mary. Domnul Martin. Mă ia cu fric pe șira spinării. Domnul Martin? Există totuși o anumită căldură în aceste versuri. Pompierul? Mie mi s-a părut superbe. Doamna Smith. Să fim serioși. Domnul Smith? Exagerați. E adevărat? Totul este extrem de subiectiv. Dar este exact viziunea mea asupra lumii. Visul meu. Idealul meu. Asta mi-aduce aminte că e timpul să plec. Dacă tot nu știți cât e ceasul, pe mine în 3 sferturi de oră și 16 minute fix mă așteaptă un incendiu tocmai la celălalt capăt al orașului. Trebuie să mă grăbesc, chiar dacă nu e cine știe ce. Și la ce vă așteptați? Un foc mic pe la vreun coș? Nici măcar, un foc de paie și o ușoară arsură la stomac. Ne pare rău că ne părăsiți. Ați avut un haz nebun. Ne-ați oferit un sfert de oră curat cartezian. Pompierul se îndreaptă spre ieșire, apoi se oprește. Apropo, că tot veni vorba. Și cântăreața Cheală? Tăcere generală, stânjeneală, doamna Smith. Umblă pieptănată la fel. Păi atunci vă spun la revedere, doamnelor și domnilor. Domnul Martin? Noroc bun și foc bun. Pompierul? Așa să fie, pentru toată lumea. Pompierul iese, îl conduc cu toții până la ușă și revin la locurile lor. Scena 11. Aceeași. Fără pompier. Doamna Martin, eu pot să cumpăr un briciac pentru fratele meu, tu nu poți cumpăra Irlanda pentru bunicul tău. Domnul Smith? Umblăm cu picioarele, dar ne încălzim cu electricitate sau cărbuni. Domnul Martin? Cine vinde azi un bou, mâine va avea un ou. Doamna Smith, în viață trebuie să te uiți pe fereastră. Poți să te așezi pe scaun dacă scaunul n-are. Trebuie întotdeauna să te gândești la toate. Tavanul e sus, podeaua e jos. Când zic da, e numai un fel de a spune. Fiecare cu soarta lui. Luați un cerc, mângâiați-l și va deveni vicios. Profesorul învață pe copii să citească. Pisica își alăptează puii când sunt pui. În schimb, vaca ne dă cozile ei. Când sunt la țară, mie îmi plac singurătatea și liniștea. Nu ești destul de bătrân pentru așa ceva? Avea dreptate Benjamin Franklin. Ești mai neliniștit ca el. Care sunt cele 7 zile ale săptămânii? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist. And his brother William a soap assistant. Ce familie! Prefer o pasăre pe câmp decât un ciorap într-un copac. Mai bine cârnat într-un sat decât rahat într-un palat. Englezul și în casă goală e ca la curtea regală. Nu știu destulă spaniolă ca să mă fac înțeleasă. Îți dau papucii, soacră-mi, dacă îmi dai coșciugul soțului tău. Caut un preot monofizit ca să-l însor cu menajera noastră. Pâinea este un arbore, dar pâinea e și ea un arbore, iar din stejar, stejar răsare în fiecare dimineață în zori. Unchiul meu trăiește la țară, dar asta nu-i treaba moșei. Hârtia e pentru scris, pisica e pentru șoareci, brânza e pentru zgâriat. Automobilul merge foarte repede, dar bucătăreasa gătește mult mai bine. Nu fiți fazani! Pupați-l mai bine pe complotist! Charity begins at home. Așteptă pe doctor să-mi vină la moară. Se poate demonstra că progresul social e mult mai bun cu zahăr. Jos, lustruiala! Ochelarii nu se lustruiesc cu smoală. Da!
Dar cu bani poți să cumperi ce vrei. Mai bine omor un nebunaș decât să cânt la oraș. Cacadu, 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 cacadu. Ce cacadă, ce cacadă, ce cacadă. Ce cacadă, ce cacadă, ce cacadă, ce cacadă, ce cacadă, ce cacadă. Ce cascadă de cacade, 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 ce cascadă de cacade. Câinii au purici, câinii au purici. Cactus, cocciș, cocoșat, corcoduș, cocon. Colțasule, ne-ai încolțit. Mai bine fac un ou decât să fur un bou. Ah, oh, ah, oh. Lăsați-mă să scrâșnesc din dinți. Caiman! Să-i tragem palme lui Ulise. Mă retrag în cocoliba mea printre cocotieri. Cocotierii cocotierilor nu fac corcodușe, fac coconuci. Cocotierii cocotierilor nu fac corcodușe, fac coconuci. Cocotierii cocotierilor nu fac corcodușe, fac coconuci. Șoarecii șoptesc, șoaptele nu șoricesc. Nu mișca papucii. Nu-mi pișca papucii. Pușcă musca, nu mușca pușca. Musca mișcă. Pișcă musca. Mușcă cușca, mușcă cușca. Mușcător remușca. Scaramuș. Sernituș. Iafăduș. Uitacuș. Sernituș, tragi un cartuș. Nu atinge, ți-a făcut țandăr. Sully. Prindăm. François. Cope! Cope, Sully! Prudent, François! Gâlgâiților, gâlgâitelor! Morină, cur de strachină! Creșnă morte, creșnă morte, creșnă morte! Papa sapă, papa n-are sub papă, sub papa are un papă! Bazar, Balzac, Bazin! Bizar, Bazon, Bizon! A-e-i-ou, 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 Resetive, dublu-vexive. Ceapă de ceapă, ce-a făcut ceapă? Tuf, 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 tuf. Nu! Te! Ta! Ie! Pe! Au! Nu e de acolo, e de aici! 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 Cuvintele încetă! Interior burghez englezesc, domnul Martin englez în fotoliul lui englezesc, citește un ziar englezesc. Alături de el, într-un alt fotoliu englezesc, doamnă Martin englezoaică. 17 bătăi englezești de pendulă englezească! Doamna Martin, uite că s-a făcut ora 9. Am mâncat supă, pește, cartofi cu slănină, salată englezească. Copiii au băut apă englezească. În seara asta am mâncat bine. Și asta fiindcă locuim la marginea Londrei, iar numele nostru e Martin. Cartofii sunt foarte buni cu slănină, uleiul de salată nu era rânced. Uleiul de la băcanul din colț e de calitate mult mai bună decât uleiul de la băcanul de vis-a-vis. Ba, e mai bun chiar și decât uleiul de la băcanul din capul străzii. Dar nu vreau să spun că uleiul lor ar fi prost. Și totuși, uleiul băcanului din colț rămâne cel mai bun. De data asta, Mary a fiert bine cartofii, ultima dată nu i-a fiert destul, mie nu-mi plac decât bine fierți. Peștele era proaspăt, m-am lins pe buze. Am luat de 2 ori, ba nu de 3 ori, de asta mă tot duc la closet. Și tu ai luat de 3 ori, a 3-a oară însă tu ai luat mai puțin decât primele 2 dăți, în timp ce eu am luat mai mult, mult mai mult. În seara asta am mâncat mai mult decât tine, cum îți explici? De obicei tu ești cel care mănâncă mai mult, nu poți să de mâncare, zice ce ție. Peștele era proaspăt, m-am lins pe buze.